Divizionarea a treia de fotbal CSM Deva, care la finele campionatului își dorește promovarea în Liga a doua, și-a reluat antrenamentele la începutul acestei săptămâni. Antrenorul devenilor, fostul internațional Ștefan Nanu, s-a declarat mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și consideră că în intersezon s-au făcut câteva transferuri utile, mai ales în linia ofensivă, unde au fost probleme din cauza accidentărilor în prima parte a campionatului. Sunt foarte mulțumit pentru că am adus jucători de calitate, mă refer la Săulescu, mă refer la Dumbrăvă, care este iar un jucător, un fundaș de la foarte bun. Sunt jucători de calitate care mi-am dorit, mă refer la Cuibari, un jucător care iar un vârf de atac care mi-l doresc, când mi l-am dorit. Avem la Abramovici, iar un jucător cu calitate bună și mentalitate foarte bună, vârf de atac. Am suferit anul ăsta pentru că, știți și dumneavoastră, aproape toate meciurile care le-am avut am jucat cu vârfurile de atac, probleme medicale, da? Să faci antrenamente cât joia și să joci vinerea e foarte greu, dar ceea ce este important, caracterul lor și dorința lor de a juca, și-a spus cuvântul, pentru că dacă ei cei doi și Șulea și Caiondo nu puteau să joace, era foarte greu pentru noi. CSM Deva va fi în cantonament la Băile Herculane în perioada 1-8 februarie, dar până atunci va disputa 3 partide amicale în ordine cu CSC Schellimber, cu Viitorul Târgu Jiu și cu Ripensia Timișoara. Primul dintre acestea urmând a se disputa sâmbătă 22 ianuarie de la ora 11 pe terenul cu gazon sintetic de la Stadionul Cetate. Am stabilit un program de amicale cu echipe de Liga 2, cu echipe de Liga 3. Vom începe sâmbătă cu Schellimberul, după care vom juca cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, un joc într-o intermediară, și vom finaliza cu Ripensia până a intra în cantonament. Cantonamentul va fi pe data de 1, vom intra la Băile Herculane și vom ieși pe data de 8, după care vor urma o serie de jocuri amicale în următoarea perioadă. Sperăm să facem o pregătire bună, sperăm ca să nu avem accidentat și cu siguranță cu lotul de jucători care îl avem vom face o figură frumoasă pentru CSM Deva. După revenirea din cantonament, CSM Deva va juca în fiecare sâmbătă, în perioada 12 februarie-5 martie, alte meciuri amicale, adversarii fiind în ordine Universitatea Alba Iulia, CSM Lugoj, Inter Sibiu și CS Ineu. Primul meci de campionat se va juca în 11 martie, când CSM va juca la Orăștie cu ultima clasată, Aurul Brad, un punct obținut în această partidă, asigurând devenilor calificarea în play-off-ul cu două etape înainte de finalul sezonului regular.